Slăvit să fie Domnul care ne cheamă. Și chemarea lui Dumnezeu, uneori o auzim mai încet, alteori mai tare, dar să știți că rămâne la fel de valoroasă chemarea lui Dumnezeu și e pentru orice pământean, cum spunea cântarea, veniți la mine azi, nu mâine. Mâine s-ar putea sau s-ar prea putea să fie prea târziu, prea târziu. Cuvântul Domnului citit în această seară spunea, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Realitatea este următoarea, Satan e extrem de înfuriat. Expresia aceasta, dă târcoale, în originalul grecesc, zice, merge încoace și încolo. Încoace și încolo. Nu se uită cine ești, cum te cheamă, ce vârstă ai, din ce familie faci parte. Inamicul tău te urmărește din toate părțile. Are slujitori care sunt puși în acțiune să vadă fiecare mișcare a ta. Ce trebuie să subliniez în această seară este că diavolul știe multe, dar nu știe tot. Rețineți ce vă spun. Satan știe multe lucruri despre pământeni, despre oameni, dar nu este omniscient. Singurul care este omniscient e Dumnezeu. El știe totul, lăudat să fie numele Lui. Când Satan te minte și spune, vezi că știu ce ai gândit, să știi că simulează. De fapt, diavolul, pentru că este de multă vreme, are foarte multe persoane la activ pe care le-a vizitat și pe care le-a ispitit și el a observat de-a lungul timpului, în câteva zeci de ani, care e temperamentul tău, care e modul în care tu reacționezi într-un moment de criză. Așa că el îți așează în fața ta o paletă foarte largă, ofertă extrem de tumultoasă și pe toate părțile le învârte ca să ți se potrivească ție. Și dacă se potrivește ceva din ce ai avut tu în mintea ta, cu realitatea din jurul tău, să știi că diavolul n-a știut. Diavolul doar a simulat. În cazul lui sunt valabile coincidențele. Dumnezeu n-are coincidențe, Dumnezeu știe tot. Slăvit să fie numele Lui. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu. Versetul 9 spune, împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Mesajul pe care l-am se intitulează, învingeți inamicul. Asta e o poruncă din partea Scripturii. Ai mare atenție, pentru că inamicul tău e Satan. De foarte multe ori cel rău creează scenarii și creează simultan mai multe fațade ale lucrurilor din jurul tău, crezându-ți și infuzându-ți în memorie, inoculându-ți ideea că oamenii sunt dușmanii tăi. Că persoanele din jurul tău pot fi inamicii tăi. Tu n-ai inamici din perspectivă umană? Când o persoană de lângă tine, chiar dacă ar fi demonizată, greșește, să știi că greșește și comite o greșeală împotriva ta, pentru că e condusă persoana aceea de diavolul. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos? Cine minte, minte pentru că vorbește din ale diavolului. Noi n-avem dreptul atunci când observăm o situație care este împotriva voii lui Dumnezeu derulată de o persoană, să atacăm persoana, niciodată. Întotdeauna trebuie să te focalizezi pe inamicul care stă în spatele acelui gest. Pe duhul cel rău sau chiar pe diavolul care este prezent în spatele acelei persoane. O să mă întrebați în această seară, frate care e și cei mai răi oameni pot fi salvați? Ce ziceți dumneavoastră? Slăvit fie numele Domnului. Pentru că așa cum se spunea prin poezie, Domnul a venit și pentru fiii risipitori. Domnul a venit pentru cei mai răi oameni de pe planetă. Dacă cunoști o persoană despre care diavolul ți-a spus până în seara aceasta, n-are nicio șansă să fie salvat.
Am să spun ceva, bazat pe cartea aceasta, Biblia, Iisus Hristos are șanse pentru el. Cine crede ca mine să zic amin, slăvit să fie Domnul. Nu există om atât de rău să nu-l poată salva sângele lui Iisus Hristos. E foarte important de partea cui lupți. În ce armată ești? Biblia spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și tot cuvântul Domnului spunea că și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Ești de partea Domnului sau de partea dușmanului lui Dumnezeu, adică a diavolului? Asigură-te că ești în armata lui Dumnezeu. Fă-ți foarte bine calculele și oprește-te din orice activitate care te pune într-o stare de afront față de Dumnezeu. Nu mai sta în acea stare în care ajungi să fii împotriva lui Dumnezeu. Rolul creștinului este să lupte împotriva inamicului și anume împotriva diavolului. Întreb, există vreo șansă? O să vă prezint trei pași pe care îi face diavolul în maniera în care luptă împotriva creștinului. Uitați-vă că primul pas e că dă târcoale. La unii le creează satana iluzia că sunt așa de pocăiți încât pe ei nu mai poate ataca cel rău. Sau într-un fel de lojă spirituală și asta se numește mândria smereniei. Prea bun să mă atace satana. M-a rugat prea mult să fiu atacat. Prea bine. Într-o stare ca asta era Asa împăratul, după ce a făcut o reformă extraordinară, cuvântul Domnului spune în cartea 2 Cronici, a ajuns să facă reformă din toate punctele de vedere, capitolul 14. Asa a făcut ce este bine înaintea Domnului și plăcut înaintea lui Dumnezeu, a Domnului Dumnezeului său, avea un Dumnezeu personal. A intrat într-o reformă familială, într-o reformă socială, într-o reformă regală și cuvântul Domnului spune 2 Cronici 14 cu 3, a îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile. A sfărâmat stâlpii idolești și a tăiat astartele. Mai e pe acasă așa ceva? Să știți că mândria se asociază cu idolii și lucrează mână în mână. Mândria îți dă senzația că ești mai important decât Dumnezeu și că ajungi să concuri cu Dumnezeu și că uneori ai idei mai bune decât Dumnezeu. Nu așa a avut Lucifer? Ce le-a zis celor doi? Nu, nu-i problemă că merge să încălcați porunca Domnului. Dumnezeu știe că atunci când luați din rodul acelui pom, veți fi ca Dumnezeu și un pic mai sus. Asta-i mândria. Iisus este cel mai important. Iisus este regele regilor. Iisus este stăpân peste natură. Iisus este stăpân peste creație. Iisus trebuie să fie stăpân peste fiecare credincios. Și dacă vreodată satana vine și îți spune, oh, nu, ia lucrul ăsta mai important decât Dumnezeu, mustră-l pe diavolul și spune, nu, Iisus Hristos merită tronul din viața mea. El este cel mai important. Înălțat să fie numele Lui. Dărâmă orice altar idolatru din casa ta. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și să împlinească legea, nu doar o parte din ea, și poruncile, nu doar unele dintre ele. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpi închinați soarelui. Mă șochează, dragii mei, un popor în care Dumnezeu a infuzat har, binecuvântare, 38 de ani le-a dat mană pe gratis, pită pe românește. N-au avut nici măcar un metru pătrat unde să își arunce o sămânță de grâu și să crească ceva. În 38 de ani Dumnezeu a fost cu ochii pe ei. Niciodată n-au stat seara să adoarmă fără să cineze. Niciodată n-au avut încălțămintele rupte. Niciodată n-au avut hainele julite și rupte cum le rup acum adolescenții ca să pară cum cred ei că sunt. Dar numai par, nu sunt. Dumnezeu le-a purtat de grijă. Sunt aici să vă spun, bazat pe cartea aceasta, Dumnezeul poporului evreu e Dumnezeul nostru. E un Dumnezeu atotputernic. E un Dumnezeu care coordonează la galaxiile, miliardele și miliardele de stele. Stau sub comanda Lui. Lăudat să fie numele Domnului. El ne va purta de grijă. El ne poartă de grijă. Să ne ferească Dumnezeu să ne întoarcem împotriva Lui.
Să punem ceva din lumea asta, indiferent cine este, o persoană sau un lucru sau propria ființă, să concureze cu Dumnezeu. Evreii au început să privească soarele ca pe Dumnezeu. Și asta a zis, asta e foarte greșit, de aceea voi dărâma stâlpi închinați soarelui. Și împărăția a avut pace sub el. A zis, cetăți întărite în Iuda, că țara a fost liniștită și împotriva lui n-a mai fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat o dignă. Recunoște în această seară că Domnul ți-a dat liniște să poți să adormi aseară. Domnul ne pune pâine pe masă, amin? Cine recunoaște că Domnul i-a purtat de grijă până azi, din pandemie încoace, în fiecare secundă, să ridice o mână sus? Slăvit să fie numele Domnului! Indiferent pe unde am fost, Domnul a fost cu noi. Am văzut o prezență care nu poate fi desenată, care n-are nevoie să fie pusă într-un chip, spune Biblia. E prezența mâinii cicatrizate a Marelui Rege, care ne-a păzit dimineața și seara pe autobuz sau pe avion, pe bicicletă sau pe jos. Binecuvântată să fie mâna lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie brațul din calvar care a fost întins peste noi și care a fost cu noi moment după moment. Dacă ai o dignă, dacă atunci când pui capul pe pernă ai liniște, e pentru că Domnul ți-a dat-o. Mulțumește lui Dumnezeu pentru azi. Spune-i Domnului, Doamne, nu merit favorurile pe care mi le oferi. Nu merit îndurările tale. Și, Doamne, mă fac mic ca un ghem, mă smeresc în fața ta și spun, lăudat să fie numele tău. Mult bine mi-ai făcut. Și tot binele pe care îl avem e de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Asta zice, a început, avem o dignă. Acum să construim din perspectivă spirituală și din perspectivă fizică, să zidim aceste cetăți, să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți, cu zăvoare. Țara este încă noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru. L-am căutat și ne-a dat o dignă de toate părțile. Au zidit dar și au izbutit. Și asta e într-un moment în care își numără oastea. Asta avea o știre de 300 de mii de oameni din Iuda, din regatul de nord, care purtau scut și suliță, și 280 de mii din Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteji, 2 Cronici 14:8. Și ai fi zis, poți să stai liniștit o viață întreagă. Reforma pe care trebuia să o derulezi, ai derulat-o, tu nu mai ai niciun dușman. Mai mult decât asta, pe lângă faptul că te-ai pus într-o relație corectă cu Dumnezeu, te-ai împăcat cu cerul, acum ai o liniște pentru că ai o securitate în jurul tău. 580.000 de oameni te păzesc pe tine și poporul din care tu faci parte. Știi ce zice diavolul? Eu nu mă las. Dușmanul zice, dacă voi aveți evrei 580.000, eu îl trimit pe Zerah etiopianul cu 1.000.000 de oameni. Biblia zice, Zerah etiopianul a ieșit împotriva lor cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de care și-a înaintat până la Mareșa. N-ai voie asta să pui armele jos. Egal că ai făcut reformă spirituală, egal că ai securitate fizică, învingeți inamicul. Pe cine te bazezi? Ce telefoane dai asta? Biblia zice, Asa a mers înaintea lui și s-a înșiruit de bătaie în Valea Țefata, lângă Mareșa. Și în loc să le spună, voi mergeți pe acolo, voi pe dincolo, avem strategia asta, Asa zice, eu am pe altcineva care mă conduce. Din perspectivă militară sunt căpetenii a oștirii, dar deasupra mea e Iahve, e Dumnezeul lui Israel. Nu voi face niciun pas fără să decidă Dumnezeu, fără să vorbesc cu Dumnezeu, fără să mă consult cu Dumnezeu. Eu sunt în armata Domnului. Și Biblia zice, asta a chemat pe Domnul Dumnezeul lui. O, ce mare binecuvântare e când dușmanii te înconjoară din perspectivă spirituală. Să ai garanția asta, Iisus este cu mine. Sângele lui Iisus Hristos mă protejează. Peste copiii mei, peste părinții mei, peste frații mei, peste surorile mele, peste toți cei din neamul meu, este Domnul cel atotputernic. Crezi asta? Strigă din toată inima glorie lui Iisus. Slăvit să fie Domnul. Îl caut pe Domnul, zice asta. Doamne, am o garanție, am o convingere. Numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare.
Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Aleluia! Atât de tare s-a pus Asa cu tot poporul lui în armata Domnului, încât a zis, când etiopienii împreună cu Zerah vor trage noi, lovesc în Dumnezeu. Dumnezeu e aici, suntem în spatele Lui. Ne-am identificat cu Dumnezeu, ne-am unit cu Domnul, ne bizuim pe numele Domnului. Când se luptă 580.000 de oameni cu milion, cine ar trebui să câștige? Milionul. Dar când se luptă un milion sau un miliard cu Dumnezeu, cine câștigă? Dumnezeu înălțat fie numele Lui. Ascultați ce face Domnul, nu trimite nimic. Nu coboară cu îngeri să bată din aripi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 12. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Cum ai lovit, Doamne? Ce ai făcut? Nu știm, n-avem dovezi. Are Dumnezeu metode. Slăvit să fie Domnul. Învingeți inamicul. Inamicul face câțiva pași, spuneam, și doar îi amintesc. Dă târcoale. Merge încoace și încolo. Asemenea unui leu care este înfuriat maxim și care e înfometat groaznic. Se uită în toate părțile, adume că oriunde ar fi, nu-l interesează cine e, cum îl cheamă, din ce neam e, ce vârstare, are carne bună sau rea, nu asta îl interesează. Leul merge peste tot, de târcoale. Dacă ai crezut că la tine n-ajunge, fii pe pace. Să fim smeriți. Satan pe toți ne urmărește. Uitați-vă ce pas mai face, spune Biblia, răgnește. Rage. De ce răgnește? E strategia leului să intimideze. Imaginați-vă că sunteți în zona unei păduri sau chiar într-o pădure și auziți un răgnet de leu. Cine nu tremură? Hai, să ridicăm mâna sus, că l-am prins că nu-i atent. Cus. Are cineva curajul să se pună cu un leu? Fizic. De ce răgnește? Vrea să-ți blocheze funcțiile creierului. Vrea să te oprească din disciplinele tale spirituale. Vrea să te oprească din tot ce înseamnă Scriptură. Să uiți de toți. Să intre panica în oasele tale. Și strigă în timpane, mori. Mori. Tu n-ai nicio șansă. Pe mulți îi învinge leul înainte să-i atace prin frică. Striga Iisus Hristos prin profeția din Psalmul 22, niște tauri din Basan înconjoară. Răgnesc ca niște lei. Răgne de lei. Are sistemul ăsta să-ți vină la nivelul minții să-ți spună, ai o aluniță pe mâna stângă, mori, cancer. Mori. Mori sigur. Începe să-ți bată inima un pic mai tare, gata deja, tot să mor de inimă. Răgnește. Vreau să spun ceva, puterea lui e pe terminate. Pentru că leul din seminția lui Iuda a biruit. El este regele regilor. În loc să răgnească, s-a făcut miel. S-a urcat pe calvar și și-a întins mâinile. El n-a venit să lupte împotriva națiunilor și împotriva oamenilor printr-un răgnet. El a venit să lupte prin lacrimi. El a venit să lupte prin șiroaie de sânge care s-au scurs din mâinile Lui. Iubirea Lui ne-a învins. Și toți care suntem mântuiții Domnului și prezenți în seara asta aici, putem să strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Iubirea Lui ne-a convins, ne-a tras, ne-a cucerit, ne-a mișcat viețile. El e adevăratul leu. Satan are doar răgnet. I-a rămas istoria. Nu mai are mult și va fi legat. Pentru că marele rege Iisus Hristos e gata să reapară pe norii cerului, înălțat să fie numele Lui. Al pas ce-l face, caută pe cine să înghită. Expresia asta, cine, termenul ăsta grecesc, e cu sensul pe cineva. Nu ați observat dumneavoastră că Satana urmărește fiecare om? Dacă nu-l prinde pe unul, caută pe altul.
El își face un anumit target, o anumită listă și zice, nu reușesc să-l atac pe cutare, l-atac pe altul. Pe cineva. Cineva să cadă. Cineva să renunțe la credință. Cineva să se retragă din lucrarea lui Dumnezeu. Cineva să nu mai lupte pentru cer. Cineva să fie prins într-o stare de încorsetare și să nu mai poată înainta. Cât mai mulți posibil. Și pașii diavolului. Inamicul așa lucrează. Dă târcoale, răgnește și caută pe cineva. În lupta cu acest dușman spiritual care este asemănat diavolul cu un leu, există trei stadii. Primul stadiu e nivelul ghearelor leului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Știți bine că unui bărbat, mare om al lui Dumnezeu, i s-a interzis să se mai roage. Ai avut vreodată o interdicție să te mai rogi? Mi-amintesc că o tânără îmi spunea la un moment dat, părinții mei nu-L cunosc pe Iisus Hristos și mi-au interzis să mă mai rog. Mi-au zis că de mă mai aud rugându-mă cu voce tare, o să facă cu tare și cu tare lucru. Interdicție. Puteți să fluierați, zice diavolul. Puteți să mergeți la Electric Castle și blocați străzile. Puteți să mergeți la Untold. Dați-vă păstă cap la hărbiți, faceți ce vreți. Dar nu vă mai rugați. Tăiați rugăciunea din biserică. Diminuați-o. Puneți-o în spate. Nu vă mai rugați. Asta a zis diavolul. Haldeenii n-aveau ei nicio treabă cu rugăciunea. N-erau ei pasionați de închinare. N-aveau ei nimic cu Iave, cu nimic cu Dumnezeul lui Drei și cu Dumnezeul lui Daniel. Nimic n-aveau. Dar au zis, mă, trebuie să-L prinde pe ăsta cu ceva. Cu ce îl putem prinde? L-au căutat administrativ, punct cu punct. Dacă ar fi fost astăzi, serii pe urmele lui, să-L urmărească, telefoane, tot ce vreți, cu camere video, păstă tot, pe unde merge, până oraș, ce se întâmplă? Tot. Nu i-au găsit nimic, frate. Daniel era Sfântul lui Dumnezeu. Era curat, era sincer. Era cum în biserică și afară. Doamne, ajută-ne pe toți. Ajută-ne, Doamne, las. Și n-au găsit nimic. Și știi ce au zis? Inventăm o lege. 30 de zile, o lună ebraică, niciun locuitor al Babilonului nu mai are voie să se roage decât împăratul lui Dariu. Ăsta a sfârșit șterge de praf, a zis, extraordinar. Mă, voi sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Prieteni. Prietenii cu lei. O să vedem imediat. Ce faci, Daniele? Păi eu sunt un pic mai inteligent, știți? Eu sunt bine manierat. Eu când mi-au zis să nu mă mai rog, mă opresc. Să nu mai rog. Eu sunt foarte inteligent și o să stau la biroul meu cu spatele spre ușă și mă fac că îmi derulez eu planurile mele administrative de aproape pe ministru și mă rog în gând, frate. Ce trebuie să te rogi cu voce tare? Primul pas, închid fereastra. Închid telefonul, nu mai vorbesc cu nimeni, gata. Să nu mă poată nimeni prinde. Daniel a zis, în lupta cu dușmanii mei. Acum, rămâne de văzut care erau mai lei. Aia din groapă sau ăștia după gaura chei. Deci cam rămâne de văzut asta. Care aveau ghearele mai ascuțite. Și ce a zis Daniel? A trecut dosarul meu prin fața ochilor mei, l-am văzut eu cu ochii mei, parafat, îi semnat și îi dat decretul că mă moară. Mă aruncă de viu în groapa cu lei. Dar pot să-mi fac orice. În lupta mea spirituală nu-mi opresc rugăciunile. Nu-mi închid ferestrele, eu nu-mi întrerup, ci nu-mi rup conexiunea cu Ierusalimul. Pentru mine Dumnezeu rămâne rege. Pentru mine Dumnezeu rămâne pe tron. Pentru mine Dumnezeu rămâne cel mai important. Dariu e mare, respect. Dacă legile lui sunt afront la voința lui Dumnezeu, rămân cu Iahve, rămân cu Dumnezeul lui Israel. O, ajută-ne, Doamne, pe toți. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Și de trei ori pe zi, zice Biblia, îngenunchea, lăuda pe Dumnezeu ca și mai înainte. N-a fost nevoie de multe minute, pentru că ăștia au auzit de la după străzi. La fel să roagă, da.
Ascultați ce spune Biblia. L-au aruncat în groapa cu lei. Nici un leu nu l-a atins. Vă puteți imagina aceasta? M-am tot gândit cum a căzut Daniel în groapă de nu și-o rupt nici un picior, nimic. Nu a rămas curme, nimic. Când nu l-a aruncat așa finuț cu o frânghie, l-a aruncat ca pe o cârpă. Și ce cred? Îngerii Domnului și-au întins mâinile. S-au așezat în spatele lui. I-au creat ca niște perne de aer. Când a căzut Daniel, nici măcar o urmă de lovitură n-a avut. Are Dumnezeu metode. Are Dumnezeu perne de aer și azi. Are Dumnezeu îngeri care să te protejeze. Are Dumnezeu maniere în care să-i întoarcă pe dușmanii tăi și să se lupte ei între ei, să nu mai lupte împotriva ta. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Darius s-a apropiat cu glas plângător că l-a înduieșat, l-a atacat, n-a vrut să-l arunce în groapă. L-a apreciat, era un om de calibru înalt, de o perspectivă extraordinară. Și a zis, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău care îi slujești necurmat să te scape de lei? Întrebare, ce răspunde? A putut Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. În momentul acela Darius a schimbat crezul, versetul 25, a schimbat, a dat o nouă lege, asta era o lege ok. Împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția și culmea, mă, parcă e pentecostal asta, zice pace. Pacea să fie dată din belșug, nu puțin, amin, să fie? Doamne, trimite pacea ta. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Ascultați cum îl prezintă Dariu pe Dumnezeul lui Daniel, căci el este Dumnezeul cel viu. El dăruiește veșnic împărăția lui, nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și el mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. Ascultați ce zice la final. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor, primul stadiu. În momentul în care diavolul a pus mâinile pe dumneata și te-a zgâriat, ți-a dat un sentiment care nu este conform cu voia lui Dumnezeu. Te-a zgâriat un pic. Ți-a trimis o informație care te-a bulversat. Ai aruncat o privire dacă ești mai tânăr pe internet și ai văzut. Ai ascultat în urechile tale să vezi ce era eretic, să-l că unii nu merg acolo, dar se uită live, să ne ferească Dumnezeu de azi. Amin? Nu mergem, nici nu ne uităm. Doamne ajută! Ghearele. Stadiul numărul 2 e gura leului. La întâiul meu răspuns de apărare, zice Sfântul Pavel, era în închisoarea Mamertină, încarcerat pentru credință, pentru că a predicat adevărul, închis pentru Domnul. La întâiul meu răspuns de apărare, 2 Timotei 4 cu 10 în jos, zice Sfântul Pavel, chiar la 16, nimeni n-a fost cu mine. Niciun bolnav pe care Domnul l-a vindecat prin lucrarea pe care am derulat-o în numele Domnului. S-a dus și Marcu, Dima a părăsit că s-a dus, a luat-o pe alte cărări, pe la Tesalonic, din dragoste pentru lumea de acum, nimeni nu mai era cu mine. Cu alte cuvinte, zice Sfântul Pavel, eram în sala de judecată și mă uitam prin sală să văd un om care zice, Pavel, eu mă rog pentru tine. E ca și cum n-ai mai fi primit niciun mesaj, nici pe WhatsApp, nici pe SMS, nici o încurajare. Toți să fie împotriva ta. Sfântul Pavel zice, asta da pocăință. Să nu li se țină în seamă, să coteală, lucrul acesta. Doamne ajută-ne să fim ca Pavel. Versetul 17 spune, însă Domnul a stat lângă mine. N-ai avut momente, frate, n-ai avut momente, soră, în care n-ai mai avut cu cine să vorbești. N-ai mai avut soluții pentru problema ta. Oriunde spuneai, nimeni nu te pricepea. Nimeni nu simțea prin ce treci. Și ai început să te rogi. Și ai simțit că cineva a venit lângă tine.
Cineva ți-a șters transpirațiile, cineva a venit lângă prezent, lângă trupul tău și a zis, ridică-te, mai fă un pas, sunt cu tine. Numele Lui este Iisus Hristos. Cine a experimentat asta să zică, lăudat să fie Domnul. Glorie Dumnezeului nostru. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și ce s-a întâmplat Sfântului Pavel? Și a fost izbăvit din gura leului. Stadiul numărul 2, gura leului. Când cineva a ajuns în gura leului, nu mai face chiar ce vrea. Vrea să iasă de pe site-ul pornografic și nu mai poate. Vrea să iasă din gasca aia de derbedei și nu mai poate. E prins, dinții dușmanului se înfigă adânc în pielea lui. Simte atacul demonic până la oase. De ce? E prins în gura leului. Stadiul numărul 3, prezentat în 1 Petru, caută pe cine să înghită. Primul stadiu, ghearele, ești atins, ai urme, dar nu-s grave, poți să scapi ușor. Stadiu numărul 2, gura, ești deja atras și atacat. Stadiu numărul 3, ești înghițit, ești acaparat. Cauți soluție în stânga și nu merge. Vorbești cu oameni și nu merge. Ai vrea să mergi în direcția cutare și nu poți merge dacă leul nu merge acolo, dușmanul tău spiritual. Te duci ca boul la măcelărie. Nu realizezi. Termenul de aici, înghită, în greacă este înnecat. Înghițit în sens de înnecat. Tot lichidul din abdomenul leului te acoperă, nu mai poți. Tu nu mai ai vizibilitate, tu nu mai ești om. Greu mai poți lua decizii singur. Greu. Există vreo șansă? Există vreo soluție? Există vreun procedeu prin care să-ți învingi inamicul? Sfântul Petru zice, da. În primul rând, descarcă-ți deșeurile, gunoaiele. Imaginați-vă că doi luptă și unul dintre ei ține pe el gunoaie, lanțuri, tot felul de prostii. Și-a luat deșeurile de acasă și l-a pus cu el de sagi, tot. Și să vrea să lupte. Întrebare, care are mai mare șansă să câștige? Cel ce are mâinile libere? Sau cine ține povere? Mâini, în spate, peste tot? Cum se întâmplă în zone din glob pe cap? Vrei să-ți învingi inamicul? Procedeul e ăsta, descarcă-ți poverile. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Nu o să poți să birui în lupta aceasta cu inamicul tău spiritual dacă nu-ți dai jos de saga de păcate. Poate nu-s chiar păcate, sunt îngrijorări, imaginații, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, dacă merg dincolo și nu știu cine mă atacă, dacă, și tot felul de imaginații peste imaginații. Oprește-te, descarcă-ți deșeurile. Tu vrei să lupți împotriva dușmanului și ai cu tine de săgi, o grămadă. Dă-le jos, nu va fi simplu. Sfântul Petru zice, ia-le, depune efort și aruncă-le. Un gest al credinței. Vine Satan la nivelul minții și spune, tu ești bolnav de o boală incurabilă și în 3 săptămâni mori? Tu spune diavolului, diavole, nu mi-a spus Domnul că voi muri, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Aleluia lui Dumnezeu! Hristosul meu vindecă și cancerul! Hristosul meu eliberează demonizații! Hristosul meu vindecă minți bolnave! Hristosul Bibliei ridică și transformă! Credeți ca mine? Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Descarcă-ți poverile! Îngrijorările acestea sunt niște supoziții, nu există în realitate. 90% dintre ele niciodată nu vor fi tangibile cu viața ta. Nu le vei întâlni niciodată. Aruncă-le!
De ce porți gunoaie? Ce a zis despre un om care merge la luptă și are cu el gunoaie? Care, bineînțeles, au un miros cum sunt, că-s gunoaie. Descarcă-ți poverile. Aici am o paranteză importantă. Ai grijă cum le descarci. Dacă le descarci unde nu trebuie, o să vină firma aia de deșeuri și o să despenalizeze. O să ai problemă. Cu cine vorbești despre problemele tale? Du-te și spune-i lui Iisus. Du-te și spune-i lui Iisus. Mai spun eu odată. Mai vine din toată gândurarea aia, îngrijorarea, mai spun eu odată. N-ai reușit să scapi, mai spun eu odată. Trec 15 minute, nicio problemă, stai 20. Trec 30 de minute, mai stai. Mai stai. Ridică-te pe genunchi după ce ești liber. Altfel vei lupta cu dușmanul, mintea ta va fi limpede. Altfel vei gândi, altfel vei raționa, altfel vei vedea lumea cu ochii. Descarcă-ți deșeurile. Biblia zice, fiți treji. Asta înseamnă în al doilea rând, deșteaptă-te. Nu sta într-o stare de somnolență, nici treaz, nici adormit. Nu știi nimeni ce faci. Ești cu Domnul, nu ești cu Domnul. Astăzi vii la biserică, mâine gata. Ți-ai strâns catrapusele și ai dispărut de la biserică. Nu mai vin fraților la biserică, nu mai îmi corespunde criteriilor mele, nu mai am nevoie de voi. Serios? Vezi ce vorbești. Măsoară-ți cuvintele. Deșteaptă-te. Trezește-te. Te-a chemat Dumnezeu la mântuire. Ai intrat într-o zi într-un baptistier ca ăsta și ai spus că toată viața ta mergi cu Hristos. Hristos ți-a promis loialitate, credincioșie și că va fi cu tine indiferent prin ce treci. Ești și tu cu El? Ajută-ne, Doamne! Deșteaptă-te! 3. Disciplinează-te! Fiți treji și vicheați! Nu te opri din disciplina rugăciunii, chiar dacă riști să te atace lei în groapă, ca pe Daniel. Nu te opri din disciplina citirii Bibliei. Citește-o în fiecare zi. În fiecare zi. Să n-ai liniște dacă n-ai citit într-o zi din Biblie. Să te furnice ceva pe spate, pe mâini. Să simți că ceva te frământă. Să fie Duhul lui Dumnezeu care te cercetează. Respectă disciplina postului spiritual, măcar o dată pe săptămână postește pentru nivelul dumii tale spiritual. Se armă spirituală, disciplină, veghează. Nu părăsi adunarea cum au unii obicei. O să zic că diavolul nu merge în seara asta că ești obosit, serios. Crezi că-ți trece? O să ai alte probleme acasă, alte probleme. Descarcă-ți deșeurile. Deșteaptă-te. Spune-ți ție însuți, Doamne, eu te iubesc. Doamne, eu m-am întâlnit cu tine. Doamne, eu n-am trăit o tradiție. Doamne, s-a produs în mine ceva supranatural. M-am născut din nou. Eu nu renunț la Hristos. Să calce oamenii peste mine, să mă vazocorească, să mă taie cu fierul. Eu rămân cu Dumnezeu. Fii deștept și deșteptat. Lasă deșteptarea aceasta spirituală să fie o realitate. Disciplinează-te. Un lucru foarte important. Fii dârz. Fii dur cu păcatul. Împotriviți-vă lui tari. Hristos nu iubește oamenii care la prima lovitură, gata, vai să mar de ei, se plâng totdeauna. Niște oameni simandicoși, niște oameni neputincioși, niște oameni care nimic nu le convine. Nici Hristos dacă ar predica de la învolul ăsta, dar fi ok. Pentru unii. Bat continuu în retragele, continuu comentează, continuu asta nu-i bună, asta nu-i bună, asta nu-i bună. Hei, fii dârz împotriva păcatului. Lucrurile de suprafață, lucrurile acestea care n-au mare valoare. Nu trebuie să te preocupi așa de tare. Împotriviți-vă, zice Biblia. Unii spun să vină Duhul Sfânt să mă ajute. Te ajută! Dar fă-ți partea. Fii dârz. Împotriviți-vă lui tare în credință. Apare în camera ta o arătare. Sunt persoane care mărturisesc asta. Și trebuie să spun despre asta. Apare lângă tine, te atacă, simți un atac demonic. Da, există. Nu imaginație. E realitate. De ce tremuri?
Te scris pe numele lui Dumnezeu. În cartea vieții este scris numele și prenumele tău. Tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine luptă Dumnezeu din cer. Hristos a zis, este al meu, este a mea, l-am salvat, vreau să-l duc până la capăt. Tu crezi că Hristos te-a prins din ghearele diavolului, te-a smuls din gura lui, te-a scos afară din abdomenul lui să te lase la marginea drumului? Dumnezeu nu e așa, Dumnezeu e credincios, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e măreț, Dumnezeu nu renunță la noi. Împotriviți-vă lui tare în credință. Credință. Vă invit să